Gheorghe Florescu este unul dintre cafengii renumiței Bucureștilor. Povestește cu nostalgie întâmplări pe care le-a trăit alături de mulți oameni de valoare ai României. Pentru poetul Nichita Stănescu, cafengiul deschidea mai devreme cu o jumătate de oră. De multe ori, poetul aștepta în ploaie în fața magazinului. Nichita scria de obicei poeziile pe pungi de hârtie, folosite pentru ambalaj. El avea momente de creație și atunci nu avea instrumentele la el. Și îmi cera mie să-i dau col de hârtie, ca să scrie, să spună ideile pe hârtie. A4. A4, eu nu aveam așa ceva, așa dădeam pungă de 5 kg, în care noi puneam portocale, citrice și așa departe. Și el scria, făcea o poezie, două, trei, cât făcea el, cu buna. A doua zi, venea la mine, le-am uitat. Seara pleca și îngrăbit, uita. Se lua la discuții cu ceartă, cu colegii de Ramur și alții, partenerii de discuții, și le uita. Și am doar zis, vine maestră, dar și uitați, nu l-am păstrat eu. Erau poezii inedite. Și Toma Caragiu? Toma Caragiu am avut o ceartă cu dânsul cu o zi înainte. El avea un cuplet. Noi radem etichetă la televiziunea română. Critica comercianților care cereau bietului public, săracul, să vină cu sticlele curate ca să le returneze magazinelor de profil. Maestre, scuze poate, eu vă iubesc pe masă, vă servesc cu tot ce e mai bun. Și eu nu pot să accept ca masă să mă criticați pe mine pe postul de televizor. Dragă Florescu, noi suntem actori. Noi interpretăm rolele care ni se dau de către conducerea televiziunii. Și scenariștii și directorii de cine sunt, cei care fac tot decizie. Cu Marin Preda? Cu Marin Preda pot să vă spun că el a avut o viață mai necunoscută de marele public, o viață personală pe care eu pot să spun că am înțeles-o și venea să-și vadă copiii și în drum spre, după ce vedea copii, trecea pe la mine. Își lua cafea și mai lua așa ceva. Cu o zi înainte de a muri, a trecut pe la mine, pe la prânz, după ce s-a văzut copiii, a plecat la unii scriitorilor, la Mungoșoaia, și acolo a decedat, noaptea. Din frumoasele teatrului românesc? Toate erau clientele noastre, toate. Da. Da. Eu am răspuns mulți ani de protocolul Teatrului Național. Și la mine veneau și luau cafea. De exemplu, Cu Emil Bota, la un moment dat am o discuție, eu personal, eu cu el. Și îl întreb pe Emil Bota, maestru, nu vă spuneați, care este cea mai plăcută poezie din poeziile lui Eminescu? Care vă place cel mai mult? La Steaua. Și începe să-mi recite La Steaua. Și eu am avut o discuție, deci mi-a recitat extraordinar, a fost impresionat până la lacrimi. Alessandro Rossetti, academicianul Alessandro, care a fost rectorul Universității București, a fost absolvent a Sorbonei, împreună cu regele Carol al II-lea, a fost colegi de facultate, de universitate. Și, bineînțeles, el este autorul Revoluției Culturale a regelui Carol al II-lea. Ce amintiri aveți? În primul rând avea 95 de ani, vârstă. El își făcea numai cafea, el singur la cafea la Iblic. L-am întrebat la un moment dat, domnule, să nu vă spuneați, câte limbi cunoașteți? 11. Cunoaștea 11 limbi. Vă dați seama. Așa. Am avut o întâmplare foarte interesantă cu domnul Rossetti. Într-o dimineață mă duc și îl văd călare pe un munte de cărți. Călare pe ele. Era o mardă de cărți cartonate, toate Rossetti, cu o emblema lui, cu tot, semnătura lui tot, cu autograful lui, că te diferiști oameni. Da. Așa. Ce face domnul profesor? Zice, chemă anticarul. Păi stați puțin, dacă chemați anticarul, să mă cuvă să le dați. Păi îi cumpăr eu. A, nu. Eu nu vând la prieteni. Păi nu vine, dar vreau cărțile astea. Ia-le. Ce medici și academicieni au venit? De profesor Nicolae Cajal, președintele Academiei
de științe medicale, la cutremurul din 4 martie, din 4 martie 77. Și atunci domnul profesor a plecat pe jos să vadă dacă mai sunt în viață. Deci a fost o prietenie. Dar l-a văzut, da. Bătrânul cafengiu își amintește de perioada comunismului, când foarte mulți dintre clienții săi erau urmăriți de ofițeri ai securității. Fica generalului Pacepa, care, Dana Pacepa, care era clienta mea, fără să știu cine este, nu cunoșteam. Bineînțeles că după ce a dezertat generalul Pacepa, familia a suferit consecințele. Printre care și fica dumneavoastră, care lucra foarte aproape de magazinul meu. Și bineînțeles că venea în magazin să cumpere delicatese. Și erau urmărite, pas cu pas, de ofițer superior, de înaltă clasă, nu ne-i ca nimeni. La un moment dat, în magazin, ei supravegheau pe această doamnă, această tânără, dar intră Tanții Cocea, fiica lui Nede Cocea, și mare actriță la Teatrul Național, și care avea soție cu profesorul Sârbu, Panai Sârbu, care era directorul spitalului Giulești, medic profesorul universitar, profesorul universitar de ginecologie, obstetrică în ginecologie, președintele Asociației Ginecologice de Problemă Internațională. Da. Intră și salută cu ăștia doi. Se cunoșteau. Pleacă Dana Pacepa, fără să știu eu că cine este. Ăștia părăsesc și ei magazinul și vine domnul profesor Panaie Silvă și cu Tanții Cocea, vine și îmi spun: domnul Frescu, ai grijă, ăștia sunt mari, ăștia sunt oameni importanți de securitate. Dacă cumva le călca pe coadă la ăștia, dispar definitiv. Nu există cale de întoarcere. Toate aceste întâmplări au fost adunate într-un volum, editat până acum de 3 ori. Confesiunile unui cafengiu. Asta e a treia ediție. Următoarea carte se numește Jurământul unui cafengiu și sper să apară în cât mai curând posibil. Sper că într-un an zile să o termin, ca să o pot să o dau pentru editura. Pentru că au apărut între timp o serie întreagă de lucruri importante în viața mea și a celor care depind de mine și a celor care depind de mine din punct de vedere al consumului de cafea, pe care eu caut să le introduc în carte. Va avea un capitol special despre cafea.